Un bărbat a ajuns pe mâna poliției locale Timișoara după ce a furat mai multe sticle de băuturi de pe rafturile unui magazin din complexul studențesc din Timișoara. Polițiștii locali, aflați în patrulare în zona complexului studențesc, au observat în fața unui magazin de pe strada Daliei un grup de oameni care se agitau și le-au solicitat sprijinul. Șeful de magazin le-a comunicat polițiștilor locali că un bărbat a sustras câteva sticle cu băuturi alcoolice și a fugit printre blocuri. Polițiștii locali au trecut imediat la urmărirea acestuia și după mai multe minute de căutări pe străduțele din zonă au identificat o persoană care corespundea semnalmentelor transmise. Cel în cauză a fost încătușat și dus la magazin, unde a fost recunoscut de reprezentantul și de angajații societății, care au declarat că și cu o zi înainte a mai fost surprins de camere, sustrăgând bunuri de pe rafturi. Bărbatul are 39 de ani și are domiciliul în orașul Buziaș. Cel în cauză a fost predat polițiștilor de la secția 2 pentru continuarea cercetărilor, sub aspectul săvârșit și infracțiunii de furt, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara. Primăria și Consiliul Local DETA organiza zilele orașului DETA. Prima zi a început cu parada portului popular, premierea cetățenilor de onoare și elevilor cu rezultate deosebite. Apoi spectacolul folcloric extraordinar cu participarea interpreților Alina Trastău, Mona Lisa și Radu Șufan, Camelia și Mihai Ciocu și Liliana Laichici. Dacă asta vremea pe loc, când ești lângă mine, ca să-mi s-a tot bine, mă, de atâta bine. Dacă asta vremea pe loc, când ești lângă mine, ca să-mi s-a tot bine, mă, cea de-a doua zi, locuitorii orașului au avut parte de un adevărat spectacol pus în scenă de ansambluri folclorice din Serbia. Seara, aceștia s-au bucurat de o petrecere cu muzică ușoară, alături de Nicoleta Nucă și Liviu Teodorescu. Yeah.
Zilele orașului Deta s-au încheiat cu Carmen Kindri și Taraful Rutenilor. Evenimentul, ajuns la cea de-a 13-a ediție, a avut loc în perioada 19-21 iulie. Vacanța de vară aduce noi povești, jocuri și ateliere de scriere creativă cu participare gratuită. Dacă și copilul tău este curios și vrei să-l ajuți să-și dezvolte creativitatea, înscrie-l la unul dintre atelierele organizate în cadrul proiectului Poveștile Timișoarei. În funcție de vârsta copilului, atelierele de scriere creativă se desfășoară după următorul program. 23-25 iulie 2024, copiii cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani, în intervalul orar 10-13, pe strada Horia, numărul 18, etaj 2, Timișoara, zona cetății. 29-31 iulie 2024, adolescenți vârste cuprinse între 15 și 18 ani, intervalul orar 10-13, strada Horia, numărul 18, etaj 2, Timișoara, zona cetății. Locurile sunt limitate și este necesară înscrierea pentru a putea participa. Informații ulterioare se găsesc pe pagina Primăriei Municipiului Timișoara. Organizatorii sunt Asociația Podium și Asociația Educațională Jocopedia, iar proiectul Poveștile Timișoarei face parte din programul cultural național Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul Power Station, școli creative derulate de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara. Sindicatul Europol a cerut polițiștilor rutieri să respecte strict legislația și să nu se lase influențați de directivele nejustificate ale politicienilor din Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției Române. Această solicitare vine în contextul unor presiuni politice recente care riscă să compromită aplicarea obiectivă a legii rutiere. Sindicatul a subliniat că intervențiile neadecvate ale liderilor politici pot afecta grav integritatea și profesionalismul polițiștilor, subminând astfel încrederea publicului în forțele de ordine. Organizația a făcut apel la respectarea principiilor legale și a avertizat împotriva oricărei influențe politice care ar putea alerta aplicarea corectă a legii rutiere. De asemenea, Europol a insistat pe necesitatea ca polițiștii să rămână fideli regulilor și normelor legale, garantând astfel siguranța rutieră și menținerea ordinii publice. Prima seară de distracție la zilele comunei Jebel a fost cireașa de pe tort a evenimentului cultural. Andreea Voica și Borco Radivojevici au făcut ca ringul de dans să devină neîncăpător pentru sutele de pătimași care au jucat cu foc.
distracția a fost la ea acasă la zilele Comunei Jebel. Îndrăgiții artiști de pe afiș i-au făcut pe mulți să parcurgă kilometri buni doar pentru a petrece la ruga satului Jebel. Organizatorii manifestării culturale au fost primăria și Consiliul Local Jebel. De la mijlocul acestei săptămâni, vremea se va răcori, urmând ca mai apoi temperaturile să crească din nou. În primele două zile ale acestei săptămâni, vremea va fi călduroasă. Răcirea este estimată pentru intervalul 24-26 iulie, răcire care va aduce medii zilnice în jurul temperaturii de 28 de grade. De asemenea, la finalul lunii iulie, vremea va deveni călduroasă, local caniculară în timpul după amiezelor, cu temperaturi maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, iar la începutul lunii august vor fi valori în jurul a 32 de grade. Temperaturile minime vor fi în jurul a 18 grade până în 24 iulie, dar și în jurul datei de 30 iulie. Iar în restul intervalului, media acestora va fi de 15-16 grade, transmite Administrația Națională de Meteorologie. Totodată, probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi mai ridicată în perioada 24-26 iulie. A fost obținută autorizația de construire pentru Institutul Oncologic Timișoara. Consiliul Județean Timiș a emis documentul fără de care nu putea fi organizată licitația pentru desemnarea constructorului. A fost necesară emiterea unei noi autorizații de continuare a lucrărilor, întrucât va exista o modificare a actualei structuri, a ceea ce s-a vrut a fi în urmă cu aproape 30 de ani Spitalul Municipal Timișoara. Practic va exista o demolare parțială a construcției și refacerea ei la cerințele, normativele și standardele actuale. Vreau să le mulțumesc specialiștilor de la Universitatea Politehnica Timișoara, cei care au realizat expertiza tehnică pentru reluarea lucrărilor, transmite Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților. Cel mai modern institut oncologic din țară va fi construit pe calea Torontalului. Este cea mai mare investiție care se va face în domeniul medical în județul Timiș. Următorul pas pe care îmi doresc să-l facem cât mai repede, poate chiar în următoarele zile, este scoaterea la licitație a lucrărilor de proiectare și execuție, a mai precizat Alfred Simonis. 250 de milioane de euro sunt alocați pentru acest spital, bani obținuți prin PNRR. E constant această muncă și e o muncă unde descoperi ceva, cumva e ca și cum întorci o piatră, vezi ce se află acolo și după aia mai descoperi încă ceva pe lângă. De exemplu, am făcut în zona Lipovei anumite verificări pentru garajele pe care le demolăm și ops, acolo mai e un spațiu, hai să vedem acolo, oh, nu găsim un CF, hai să vedem care e, oh, asta de fapt e domeniu public, adică sunt aceste situații și acolo de fapt e problema și problema e acolo unde s-au dat spații prin tot felul de tertipuri ciudate. Un exemplu este că, hai că zic și numele, avem Piața Aurora în Dâmbovița. Știți ce contract de concesiune asta? E un contract pe durata existenței construcțiilor. Adică cât timp acolo există o căsuță, un teren de mii și mii de metri pătrați e dat la un privat să facă bani în vecii vecilor. Deci nu pentru 10 ani, nu pentru 20, 30, 40, 50, 99 de ani, nici măcar asta. Pe durata existenței construcției. Asta este genul de contracte care s-au făcut în trecut și unde noi acum, unul după altul, încercăm să recuperăm ceea ce este al nostru sau măcar să ne asigurăm
că condițiile sunt în care s-au dat aceste terenuri sunt respectate. Încercați să schimbați ceva acolo, de exemplu în zona Aurora? Pot exista anumite vicii în cadrul acolo, contractului acolo sau vedem, vă gândiți să faceți ceva modificări? Se poate modifica cu un acolo nou vedem, HCL? Ce vedem acum, acolo sunt foarte multe construcții ilegale, de exemplu, care n-au fost autorizate, unde... Interveniți pe altă parte. Întrebăm de bună ziua, așa. Îți spun sincer că nu mă așteptam să ajung atât de repede la inimile oamenilor. A fost un drum destul de greu, frumos, dar greu. Încă este greu pentru că, așa cum ai spus și la început, eu mă mai ocup și cu altceva pe lângă partea artistică. Cu sunt ce te ocup? Spune să știe. În prezent sunt asistent la Spitalul Clinic Județean din Timișoara, Pius Brânzeu, pe secția de chirurgie 3. Și dacă cumva colegele mele și colegii se uită la noi, îi salut și ne vedem dimineața. El numai ce a plecat, dar se întoarce, nu e o problemă. Corect, așa e. Cum de îți place să faci și medicină? Cum de ți-ai dorit să îmbrățișești și meseria asta? Mi-am dorit tare mult să am și o meserie de bază și am început chiar înainte de pandemie să fac această pasiune, aș putea să-i spun, această meserie, și am zis în felul următor: merg un stagiu de practică în spital să văd dacă îmi place, dacă pot să rezist și dacă îmi place să vorbesc cu pacienții, să stau în jurul lor. Și mi-a plăcut, pentru că, știi tu, îți trebuie și un dar de la Dumnezeu ca să faci lucrul ăsta. Și mi-a plăcut să fiu în prezența pacienților, să empatizez cu ei și iată așa am rămas să fac această meserie. Și îmi place foarte mult, că dacă nu mi-ar plăcea, n-aș putea să lucrez unde lucrez acum. Dorinel, acum stau să mă gândesc, tu ești o tipologie de om, din păcate, pe cale de dispariție. Și să spun de ce cred asta. Pentru că eu știu foarte clar că tu, până să ajungi să fii angajat la Spitalul Județean de Timișoara, ai făcut foarte mult voluntariat. Pentru că, cum ai spus, și această meserie de asistent medical pentru tine este o pasiune. Pe lângă acest lucru, în muzică, ai muncit foarte mult, ai mers la concursuri, ai demonstrat tot ce poți, dar nu te-ai grăbit și cred că nici acum nu mergi la foarte multe evenimente de unde să-ți câștigi banii. Așadar, cum poate un om să aibă două pasiuni și să muncească atât de mult pentru ele, fără să-și dorească neapărat să primească o răsplată pecuniară? Cel puțin nu să fie ăsta primul gând, primul țel. Știi cum, Andrei, roadele vin mai târziu. La fel ca și în viața de zi cu zi, parcursul vieții, da? Începe cu primăvara, când pomii înfloresc, vara, când deja cresc roadele, și toamna, când deja le culegem. Ei, așa a fost și în cazul meu. Mi-am urmat drumul pas cu pas și am încercat să urc treaptă cu treaptă, să nu cumva să sar peste trepte, și așa am ajuns să fiu omul de astăzi, așa am ajuns să fiu și domnul asistent și tot așa am ajuns să fiu și Dorinel Gavriluț, cel care cântă muzică populară. O femeie în vârstă de 51 de ani a condus o auto-utilitară dinspre municipiul Timișoara, înspre localitatea Șag, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și a părăsit partea carosabilă, intrând într-un șanț. În urma impactului a rezultat o victimă, un bărbat în vârstă de 54 de ani, pasager în auto-utilitară condusă de către femeia în vârstă de 51 de ani, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. STPT vă invită la concertul acustic susținut de Jasmina Mitrici și Eliana Zah la tramvaiul Platformă din Piața Unirii. Evenimentul are loc sâmbătă 27 iulie, începând cu ora 20:30. Vă invităm să ne fiți alături într-o călătorie muzicală specială, o seară plină de patimă și dor, doar la tramvaiul Platformă, în decorul unic din Piața Unirii. Sâmbătă seara, spiritul muzicii românești de altădată va prinde viață într-un concert acustic de excepție, transmit reprezentanții STPT. Protagonistele serii vor fi Jasmina Mitrici, o actriță talentată
artistă din Timișoara, cu o pasiune deosebită pentru muzică, care aduce la viață piese din repertoriul folcloric și romanțe, Sheliana Zah, pianistă și muzicolog, absolventă a Universității Naționale de Muzică din București. Pentru o seară de sâmbătă reușită, STPT vă propune piese din folclor și romanțe pline de emoție și bucurie, o reîntâlnire cu spiritul muzicii românești de altădată, într-o prezentare modernă și captivantă. George Simion, candidatul AUR la președinția României, promite 1.000.000 de apartamente, fiecare la un preț de 35.000 de euro, pentru care cei interesați trebuie să plătească un avans de 1.000 de euro. Contractul pe care doritorii trebuie să-l semneze este, de fapt, un document prin care Simion vrea să-și convingă alegătorii că se va ține de cuvânt și că va demisiona din funcția supremă în stat dacă își va încălca promisiunea. Semnăm contracte pentru apartamente din planul Simion. Și la Timișoara este una din cele 200 de măsuri incluse în planul Simion pentru România. Credem că atât la Timișoara, cât și la Cluj, la Iași, la București și în toate marile orașe avem o problemă cu fondul locativ, avem o problemă cu dezvoltarea noilor cartiere. De aceea venim cu o soluție de locuințe la prețuri accesibile, la prețuri de producători. Am vorbit cu foarte mulți constructori, dezvoltatori imobiliari, eliminând profiturile imense de la 50 până la 200% ale dezvoltatorului imobiliar, eliminând prețul terenului, infrastructura și utilitățile care și autorizațiile. Pentru autorizații de multe ori se cere mită. Sunt costuri conexe, costuri ascunse. Putem ajunge la 500-600 de euro metru pătrat desfășurat pentru un bloc de locuințe. Câteva sute de oameni au stat ore în șir la coadă pentru a semna contractul alături de Simion. Domnul Marian, o să vă rog o semnătură a dumneavoastră aici. Și aici. Da? Contractul acesta rămâne la noi și acesta la dumneavoastră. Să fie într-un ceas bun, să putem implementa proiectul. Doamne ajută! Am venit să ne arătăm susținere vis-a-vis de Partidul AUR și, bineînțeles, de alături de domnul Simion. Am venit să fim alături de el, suntem alături de el de la început și, bineînțeles, pe tot parcursul lui. Am venit să semnăm contractul, care avem încredere că va fi finalizat planul Simion așa cum s-a promis. Ce vă trebuie? Apartament cu două camere, cu patru camere, cu trei camere, da, care bineînțeles că va fi benefic pentru tineri, pentru tineri la început de drum, pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de o locuință și un ajutor. Dacă va ajunge președintele României, liderul AUR spune că primele locuințe vor fi gata în anul 2026. În perioada următoare, George Simion va identifica terenuri care aparțin statului român pe care vor fi ridicate blocurile. Este vorba de cumpărarea acestui drept de reconstituire a proprietății de către primari sau interpuși ai primarilor sau și mai rău, persoane care doresc să dezvolte proiecte imobiliare la nivel de orașe și municipii pe terenurile statului. Bineînțeles că noi am ajuns în posesia acestor prime seturi de documente și datorită intenției pozitive pe care o avem, și ați văzut ieri că am făcut baie de mulțime aici, au venit oamenii să se înscrie în planul Simion, își doresc oamenii aceste apartamente, care urma și noi să le constituim legal pe terenurile statului și urmează, da? Și bineînțeles că, făcându-ne temele cum trebuie, observăm că, de fapt, probabil că există o legătură și între intenția de a lua din bugetul unor instituții publice, cum ar fi, de exemplu, Universitatea de Științe Agricole a Banatului, anumite suprafețe de ordinul zecilor, sutelor de hectare, vom cerceta, și a se dezvolta proiecte imobiliare, dar nu în interesul populației la prețuri civilizate, ci în interesul mafioților care ne conduc în continuare de 30 ceva de ani.
Și atunci, în acest sens, am dorit să ieșim și să spunem acest lucru deschis, că asta va urma să facem și să cercetăm. Da, avem într-adevăr niște date care ne bucură. Un pic peste 50% din timișoreni spun acum că folosesc regulat transportul în comun și vedem și o creștere a satisfacției cu calitatea transportului în comun și asta se referă în primul rând, bineînțeles, și la investițiile noastre la Bulevardul Cetății pe care le-am redeschis acum și bogdăneștilor, dar și investițiile noastre în tramvaie și autobuze noi, unde oamenii spun că încă sunt nemulțumiți, este într-adevăr cu frecvența și cu predictibilitatea curselor. Ce veți putea face în acest sens? Noi avem în continuare o lipsă de șoferi, dar o problemă mare este și că noi, de fapt, cu STPT-ul deservim tot județul Timiș. Avem 21 de curse metropolitane și metropolitane înseamnă chiar și până la granița Serbiei, până în fiecare colț al județului. Și, din păcate, mulți nu sunt conștienți că asta înseamnă că zeci de șoferi, în loc să deservească linii de Timișoara, sunt în județ. Și noi subvenționăm, de fapt, aceste curse și cu banii timișorenilor și asta este o discuție pe care trebuie să avem dacă putem să continuăm să subvenționăm, nu știu, autobuzul care pleacă la Variaș, de exemplu, cu 50% din costuri care momentan sunt suportate de timișoreni. Sunt cam 1 milion de lei pe lună pe care îi plătesc timișorenii pentru transportul metropolitan și e o situație în momentul în care guvernul ne-a luat 150 de milioane de lei, în momentul în care unii primari nici măcar nu plătesc partea lor de factură, trebuie să vedem ce consecințe putem să tragem. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat în exclusivitate pentru televiziunea Europa Nova că urmează să ia o măsură drastică în ceea ce îi privește pe primarii care nu și-au onorat plata pentru serviciile STPT, mai exact edilii care au datorii către Societatea de Transport Public Timișoara s-ar putea să nu mai beneficieze de cursele din oraș către localitățile pe care le cârmuiesc. Noi acum analizăm, de fapt, dacă mai putem să plătim aceste subvenții pentru cursele metropolitane. Sunt cele din jurul Timișoarei, nu au o problemă pentru că ei oricum plătesc pentru ei, dar sunt alte primării care nici măcar partea lor nu o mai plătesc. Avem facturi restante, de exemplu, din bilet, din Săcălați, din Variaș, de sute de mii de lei. Unii dintre ei n-au mai plătit de 7, 8, 9 luni și tot folosesc autobuzele noastre și transportul merge în continuare. Asta este o situație care nu poate continua așa și, în plus, trebuie să analizăm dacă în continuare Timișoara poate să suporte 50% din aceste costuri. Eu cred că primăriile trebuie să-și asume aceste costuri pentru cetățenii lor și de aceea în adunarea generală de la SMTT, adică Societatea Metropolitană, unde noi toți suntem membri, trebuie să discutăm acest lucru și dacă nu găsim alte soluții, da, să transferăm toate aceste costuri la primăriile din județ și în cel mai rău caz să tăiem aceste curse în beneficiul timișorenilor. Primăria municipiului Timișoara modernizează flota de transport public. 17 vehicule nepoluante au fost achiziționate pentru îmbunătățirea transportului public din oraș.